Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Costin Corboianu, ghid național de turism și uh, unul dintre românii care își cunosc cel mai bine țara, se află alături de noi. Bine ai venit, Costin! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Porți o e foarte frumoasă, ne poți spune câteva cuvinte despre ea? Da, o ie, am primit-o de la doamna Virginia Linu, de la Salva, din județul Bistrița Năsăud. O ie care o port cu mândrie și o ie care uh, este specifică zonei uh, Năsăudului Și eu port uh, o ea primită de la, e făcută de, cu sută de străbunica mea și din zona Muntenia er peste 100 de ani, o port cu drag mă de câte ori am Felicitări. Mulțumesc! Despre Marea Unire s-a vorbit mult de-a lungul anilor, dar din păcate unele povești au rămas uitate în timp ce întâmplări legate de 1 decembrie merită scoase la lumină? Pentru a reuși să ajungem până în 1918 la Unire, mai sunt câteva etape pe care cred că ar trebui să le menționăm. Pentru că Unirea din 1918 a creat o emulație la nivelul întregii... În zone românești. Să nu uităm că, la vremea respectivă, Transilvania, Banatul, Maramureșul, Crișana nu erau sub administrație românească și am putea să începem, cred eu, de la crearea Bisericii Greco-Catolice, care, după 1700, a creat o serie de personalități de, uh, foarte importante în Transilvania, care uh, încet, încet au contribuit la ceea ce s-a întâmplat în 1918. Uh, Undeva un pe 1756, la Blaj, un oraș despre care se vorbește foarte, foarte puțin, uh, a, luat loc, uh, a luat ființă prima școală în limba uh, română, pe filieră greco-catolică, pentru Paul Arun unde au fost sau s-au școlit o seamă de mari personalități, ceea ce, știm, dumneavoastră de școala ardeană, Ioan am Budai de Leanu, Petru Maior, uh, Gheorghe Șinca și așa mai, Gheorghe Lazar și așa mai uh, departe. Undeva pe la 1848, când au avut loc acele revoluții în întreaga Europa, când marile imperii au început să se dezmembreze și din ce în ce mai multe voci doreau uh, uh, unitate, doreau în cazul Transilvaniei unirea cu țara, pentru că întotdeauna România a fost majoritari în Transilvania. Și coroborat cu o mare, mare personalitate din Biserica Ortodoxă despre care se vorbește, din păcate foarte, foarte puține, se vorba de Andrei Șaguna, baronul Andrei Aguna, Aceste două biserici, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă, după venirea metropolitului Andrei Șaguna, au colaborat în folosul românilor din Transilvania, culminând cu Unirea din 1918. Au participat peste 100.000 de, de români. Au venit la Alba Iulia, era într-o zi de duminică, au venit cu căruțele pe jos, cu trenul o parte. Au fost foarte, foarte mulți, de exemplu, mineri care au participat și lucrători în saline. Să-i să catalogăm tot mineri care au venit la, la Alba Iulia. Acea, la, în sala respectivă au intrat 1228 de delegați, dintre care au fost 61 de femei. Undeva după 1900, 1848, în Transilvania se conturase o ligă a femeilor care militau și pentru egalitatea în drepturi vis-a-vis -vis de bărbați, dar și pentru uh, autonomie, pentru uh, respectarea limbii și tradițiilor, uh, accesarea școlilor în limba, uh, accesibilitatea școlilor în limba, uh, limba română. română da. Există locuri. Uh sau case memoriale legate de 1 decembrie pe care am putea să le vizităm? Uite, mi-am aminte, acum câțiva ani s-a înființat la Bădăcin casa memorială Iuliu Maniu pe care vă recomand să o vizitați. B Bădăcinul este undeva în județul Sălaj, unde veți avea, afla lucruri extraordinare despre acest, această mare personalitate care a fost Iuliu Maniu și o să mi-ai ridicat minge la filon o să-ți fac o povestioară așa foarte interesantă despre el adunată din mai multe uh, surse uh, în circuitele pe care le-am făcut în uh, România există undeva la Zalău o catedrală ortodoxă făcută după uh, 1990 extraordinar de spectaculoasă, vă recomand când aveți ocazia și în acea catedrală la un moment dat lângă catapeteanțmă era o uh, o icoană cu Mihai Viteazu prin care am văzut uh, Arsenie Boca și l-am văzut și pe Iuliu Maniu. Și eu, când l-am văzut pe Iuliu Maniu, i-am spus părintelui următoarea povestioară pe care o aflasem la Bădăcin. La Bădăcin este un preot uh, ghid, uh, Cristian Bors, care mi-a povestit că în 1943, deci uh, înainte de venirea regimului comunist, uh, Iuliu Maniu avusese o fractură la picior și uh, a fost operat la Viena și i s-a pus o tijă în picior. După cum știm, Iuliu Manu este mormântat în Cimitirul Săracilor de la Sighet, unde sunt peste 50 Cropo de uh, morminte neidentificate. Și uh, acest uh, uh, ghid în povestea mea, Cristian Christi, uh, Bors, că uh, abia așteaptă să treacă pandemia, discuția era în perioada pandemiei, să ajungă la. a contractat o firmă din Anglia să scaneze Cimitirul Săracilor de la Sighet și unde va găsi un mormânt cu. O tige în picior, e Iuliu Maniu să-l excumeze și să-l aducă la, la bădăcin. Bun, e povestea asta, i-am spus-o preotului de la Zalău, de care Ia. menționam mai devreme, la care el mi-a zis, Costin, stai puțin să-ți povestesc eu ceva. Preotul spre 80 de ani, peste 80 de ani. Și îmi zice, în 1990, după picarea regimului comunist, am luat legătura cu Ana Blandiana, Romul Zursan, în Caramitru și ne-am deplasat spre Sighet. De atunci aveau în gând să facă un memorial, un muzeu al victimelor regimului comunist. Și stând noi acolo, la un moment dat, careva dintre noi zice, dar nu mai țin minte care, și a dus, zicem, mai trăi cineva care a lucrat în perioada respectivă la Pinetinciar și întrebând în stânga și dreapta, mai era un domn care trăia o vârstă venera peste 80 de ani și Zice, hai să-l chemăm într-o seară să-l vedem uh, pove uh, ce poate să ne spun. L-au chemat, a zis că era un om de înălțime uh, micuț, dar cu, în fine, cu o, vârstă, la o vârstă respectabilă, și stând de vorbe, a zis, uh, povestim, vă rog să-mi spuneți ceva ce aminte. La care el l-a întrebat, întrebat de Iuliu Maneu și zice, cum să nu știu? Eu l-am dus la groapă pe Maneu. Apropo, de la uh, penitenciar până la cimitirul săracilor sunt vreo 4 km. Păi zice cum? Zice nu știu când a murit, dar era foarte, foarte frig afară. Eu a murit pe, dacă nu mă înșel, pe 6 februarie 1953. Și zice l-am dus eu și ce m-am chinuit să sap vreo două ore, dar pământul era înghețat, am săpat undeva la nivel de jumătate de metru, zice l-am aruncat din căruță, l-am tăiat cu hârletele în jumătate, l-am pus în mormânt și l-am acoperit cu ce pământ am scos și cu... Uh, Zăpadă, zice, dar cred că în primăvară l-au muncat câinii, pentru că nu, nu l-am îngropat la adâncimea respectivă. Și uite cum se pare că s-a sfârșit unul din eroii Unirii din 1918. Da. Schimbând un pic registru, acum se zice că o călătorie face cât toate terapiile din lume. Tu ce părere ai? Da, o călătorie. Într-o călătorie îmi spunea cineva că îmi vezi mai mult decât într-o bibliotecă. Da. România este o țară cu totul și cu totul special. Eu tuturor am spus, cine mă cunoaște știe, este o lacrimă la tine într-o mare slavă. Avem min cel puțin 22 de minorități care fiecare a contribuit cu lucrurile în venite din zone în, la totul ceea ce înseamnă România. Bineînțeles că avem în zona Dobrogei minoritatea turcă-tătară, da. Haholi, lipovenii, rușii lipoveni. Și mai avem în zona Transilvaniei acele minorități care au fost aduse, except în sași, care au fost aduși în perioada regimul uh, regatului maghiar, au fost aduși de după 1700 de Imperiul Habsburgic. Foarte pragmatici, austriecii au adus pe diferite domenii. Polonezii mineri, cehii prelucători de lemn și așa mai departe, jvabii. Eu adus la Reșița și în zona Hunedoare, la combinatele siderurgice. Deci, acest, aceste minorități fac din România un tot cu totul și cu totul deosebit. Noi avem 450 de zone etnofolclorice, că tot mă întrebai de ei. Nici o țară din lume nu are atât Avem o bogăție din punctul ăsta de vedere extraordinară. Și în ultimii ani am început să conștientizăm și noi valoarea costumului popular și a tradițiilor noastre. Sunt locuri inedite, de, care ar putea fi vizitate mai mult, care nu sunt vizitate după merit în momentul de față în România? Sunt, de exemplu, hai să vorbim de Clisura Dunării. În zona respectivă a Clisura Dunării, pe partea sârbească este o cetate care se numește Golubăț, pe partea românească este o cetate care se numește Ladislau, care s-a reparat în ultimii ani, anul acesta ar trebui să fie inaugurată. Acolo există iar un, o atracție extraordinară, se numește insula ostrovul moldova uh, veche, unde după construcția barajului de la Porțile de Fier, acum știm cu toți, apa Dunării a crescut și acolo, de exemplu, sunt peste 100 de cai sălbăticiți care trăiesc singuri, liberi, e Parcul Național Porțile de Fier și se poate face croazieră uh, pe acea insulă, se pot vedea căluții, este un habitat, acolo de multe ori am văzut, pare mai sălbatic decât în delta Dunării pentru că știe foarte puțină lume și uh, S-a conservat foarte, foarte, foarte bine. O altă zonă uh, foarte interesantă și puțin exploatată este Dobrogea. Începând de la uh, Peștera Sfântului Andrei uh, până la, uh, aproape de Tulcea, sunt acolo o serie de cetăți, Argamu, Histria... Uh, Enisala, din diferite perioade ale istoriei, care pot fi incluse într-un circuit turistic și foarte, foarte bine uh, și uh, cunoscute. Mai există zone, de exemplu, un oraș, două orașe m-au fascinat pe mine și sunt foarte, foarte puțin promovate. Unul din el l-am menționat mai devreme, blaju, unde recomand tuturor să meargă. Blaju este uh, un oraș cu totul și cu totul deosebit, încărcat de istorie, vă spuneam, sediu bisericii. Greco-catolice și uh, foarte bine conservate clădirile, puse în valoare, renovate. Și un alt oraș care pe mine m-a fascinat și este în plină expansiune din punct de vedere al turismului, este orașul Botoșani și împrejurimile orașului Botoșani. Noi când auzim de uh, Moldova ne raportăm la ea și un oraș din punct de vedere cel mai frumos din România și ceva la Suceava, -vis, -a -vis de, Sucevii, la de citatea Sucevei sau la Târgu Neamț, de Neamțului. Botoșani este omis, este un oraș extraordinar de frumos, încărcat de istorie și să nu uităm că poate cele mai mari personalități ale neamului nostru au plecat de acolo începând cu, uh, cu Eminescu, Cipian Porumbescu cu Nicolae Iorga și așa mai departe. Să vorbim puțin și despre românii care au primit titlul onorific de tezaur uman viu. Ce înseamnă această distinție, în primul rând, și dacă ne poți da câteva exemple. Sunt undeva după 1990 UNESCO a decis să acorde și acest, acest titlu. Sunt câteva vorbe, persoane care din dragostea lor de frumos au păstrat și au dus mai departe o serie de uh, obiceiuri sau tradiții care erau pe uh, cale de a fi uh, sau sunt de pe cale de a dispărea. Și o să-ți dau câteva exemple. Poate cel mai cunoscut exemplu este al domnului Tincu de la Săpânța, care din păcate a trecut în lumea dreptilor, cel care făurea Crucile din Cimitirul Vesel de la Săpânța. O altă, l-am avut onoarea să-l cunosc, un om cu totul special. Mutându-ne în altă parte a României, în zona Câmpeni din Munții Apuseni, doamna Maria Gligor, ultima tulnică reasă care a reușit pe lângă dânsa să mai capaciteze câteva fete tinere, Două, trei nepoate și au început să renască sau să continuă această tradiție extraordinară, pentru că în munți, în zona munților Apuseni, unde avem acele sate răspândite, tulnicul era telefonul de altădată, sunicul tulnicului, care îl înțelegeau doar cei care locuiau acolo primeau sunete care înțelegeau sau dacă Ca sunt cod. pericole, exact, cod, dacă sunt pericole, dacă ai nevoie de ajutor și așa mai departe. Știți că acolo casele sunt răspândite, accesul între ele, mai ales în sezonul rece, când e zăpadă, era foarte, foarte greu. De asemenea, un tezaur un viu este Vasile Șușca, tot în, în Maramureș, făurește măști, măștile care se folosesc la Viflaim. Și ultima oară am văzut acum vreo câteva săptămâni. Domnul Mecleș, de la moara de la Săcel Mecleș și dânsul a primit de titlul de zaur uman viu. A mai fost uh, o personalitate pe care am cunoscut-o, Gheorghe Pitiș, cel care cânta din uh, grumaz. A cântat, de exemplu, în filmul cu Pintea uh, Haiducu. Era un, efectiv un simplu cioban, avea o voce extraordinară. Continuatorul lui este cumva domnul Grigoreleș. Ești unul dintre cei mai patrioți români pe care îi cunosc. De ce iubești atât de mult România? Păi, eu asimilez România cu o familie. Și dacă nu-ți iubești familia și nu-ți cunoști familia, ce pretenții se mai e. În orice caz, România este o țară, sau în tuturor le-am spus, ori în ce zonă mergi, extraordinară. Noi, din păcate, nu e o modă să promovezi România, dar am observat din ce în ce mai mulți oameni și foarte mulți tineri, când vin, văd și tuturor le-am recomandat și le recomand, când ajungeți într-un oraș, chiar dacă sunteți individual cu mașina, apelați la un ghid local pentru că el știe povestea locului el poate să vă arate și să vă descrie cel mai bine ceea ce vedeți Europa FM, pe aceeași cu tine